Pentru a vă face o idee despre infecțiile urinare, va trebui să înțelegeți felul în care este alcătuit aparatul urinar. Cei doi rinichi sunt legați de vezica urinară prin două tuburi numite uretere, iar vezica urinară comunică cu exteriorul printr-un alt tub numit uretră. Orice comunicare cu exteriorul presupune riscul contaminării bacteriene, iar tractul urinar nu face excepție. Contactul cu exteriorul se face într-o zonă intens populată cu bacterii. Acestea nu așteaptă decât un moment de slăbiciune din partea tractului urinar pentru a-l invada. Prima oprire este vezica urinară. Aici, bacteriile produc ceea ce se numește cistită acută. Simptomele sunt relativ bine cunoscute. Fiecare urinare devine o urgență, vizitele la toaletă sunt foarte frecvente, iar senzația din cursul urinării variază între disconfort și durere. Din păcate, femeile cunosc aceste simptome mult mai bine decât bărbații. Explicația este simplă. Uretra, cea care face legătura dintre vezică și exterior, este mai scurtă, ceea ce face ca bacteriile să ajungă mult mai ușor în vezică. Din păcate, aceste bacterii nu se opresc întotdeauna la nivelul vezicii urinare. Uneori, ele pot urca spre rinichi, unde produc o infecție mai severă, numită pielonefrită acută. Dacă, de regulă, cistitele sunt boli afebrile, pielonefritele sunt boli febrile, în care starea generală este foarte alterată și, pe lângă durerile în lombe și abdominale, pacientul prezintă grețuri și vărsături. Diagnosticul infecțiilor urinare este relativ simplu. Este suficientă prezentarea pacientului la medic, la primele semne de boală. Medicul va recomanda un sumar de urină și o urocultură. După eventuala confirmare a infecției urinare, se va prescrie tratamentul antibiotic specific pe baza antibiogramei. Acest tratament poate dura, în funcție de forma clinică, între 3 zile și 2 săptămâni. Pe lângă investigațiile de urină, medicul va mai recomanda efectuarea unei ecografii abdominale și, în cazul femeilor, a unui consult ginecologic. Rostul ecografiei abdominale este de a exclude o cauză obstructivă, caz în care lucrurile se complică. Consultul ginecologic, la rândul lui, va exclude o patologie genitală care poate mima sau întreține o infecție urinară. E bine de știut că o infecție urinară, chiar în condițiile unui tratament corect, poate recidiva. Acest lucru nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare. Dacă s-a exclus o problemă urologică și ginecologică, eventuale recidive ale infecției urinare se tratează după același algoritm.